Bucovina-Rădăuți a deschis scorul în minutul 53 prin Aftanache. Andrei Dumitraș a dublat avantajul gazdelor cu un sfert de oră înainte de final. Golgheterul Bucovinei Rădăuți Ionel Stoian și-a trecut numele pe lista marcatorilor în prelungiri când a înscris pentru 3-0. După această victorie, Bucovina-Rădăuți ocupă locul 3 în clasamentul seriei 1 a Ligii a 3-a la 2 puncte în spatele liderului Forestea Suceava. În următoarea etapă, echipa antrenată de Ionuț Plămadă va juca la Darabani.